A crescut numărul infecțiilor respiratorii, iar reprezentanții Direcției de Sănătate Publică recomandă vaccinarea antigripală. Cei de la DSP spun că deocamdată formele de îmbolnăvire sunt ușoare. În ultima săptămână s-au înregistrat 1793 cazuri de infecții respiratorii, cu 16% mai multe decât în săptămâna precedentă. Cele mai multe cazuri s-au înregistrat la persoane cu vârsta cuprinsă între 15 și 49 de ani. În ultimele 7 zile, numărul pneumoniilor a fost de 274 de cazuri, iar cele mai multe internări au fost la copiii cu vârsta de până la un an.